Prima cântare a corului e o cântare a trezirii spirituale din Țara Galilor din 1904. Cea mai mare trezire spirituală care a avut loc în Europa. Și în acea trezire spirituală a izvorât acest cântec despre jertfă, despre iubirea lui Hristos. Atât de mare a fost trezirea spirituală din Țara Galilor încât judecătorii nu mai aveau ce face. Poliția era în inactivitate. Nu se mai comiteau infracțiuni. Mii și mii de oameni s-au întors la Dumnezeu în acea trezire spirituală. S-a ajuns și la situații paradoxale. Minerii nu-și mai înjurau cai cu care intrau în mină. Și cai, neavând obișnuința înjurăturii, trebuie timp să se readapteze. Dar știți de ce a fost trezirea asta? Pentru că oamenii nu au fost indiferenți. N-a fost o societate indiferentă. S-a lăsat peste noi așa un duh de indiferență și despre păcatul indiferenței vreau să vorbesc. Poate vă întrebați, dar chiar așa mare păcat e indiferența? Păi nu prea știm noi să vin, nici măcar nu știm că e păcat indiferența. Dragii mei, așa să fie o seară în care ni se trezește conștiința. Să dăm seama de acest păcat al indiferenței și cum să biruim indiferența. Vreau să argumentez de ce indiferența e un păcat. Un păcat care lasă urme. În textul citit din Ezechiel, capitolul 16, cu versetul 48 și 50, vedem ce spune Domnul despre Sodoma. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că sora ta Sodoma și fiicele ei n-au făcut ce ați făcut voi tu și fiicele tale. Iată care a fost nelegiuirea surorii tale Sodoma. Deci prezintă o listă cu păcatele Sodomei. Știm de Sodoma, nu? Și Gomora. Asociem Sodoma cu desfrânarea. Și considerăm că ăsta a fost singurul păcat, desfrânarea. Interesant că profetul Ezechiel spune și alte păcate ale Sodomei decât desfrânarea. E și mai interesant că pe locul 1 pe listă nu-i desfrânarea. Este altceva. Să vedem ce e pe locul 1 pe lista păcatelor Sodomei. Versetul 49. Iată care a fost nelegiuirea. Era îngânfată, trăia în belșug și într-o liniște nepăsătoare, ea și fiicele ei, și nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Într-un cuvânt, indiferența. Aroganță, care stă la baza indiferenței, trăia într-o liniște nepăsătoare, ci nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Deci erau indiferenți. Asta era păcatul cu care începe lista. Și apoi spune de desfrânare. Ele s-au semețit și au făcut urăciuni blestemate înaintea mea. De aceea l-am și nimicit când am văzut lucrul acesta. Pe locul 1 e indiferența, pe locul 2 desfrânarea. Și Dumnezeu reproșează Sodomei. Ideea asta că nu ți-a păsat, e indiferență. Tu trăiai doar pentru tine, în bogăție, în liniște. Egoismul tău, feroce. Și nu, zice, nu v-a păsat. Nu sprijinea mâna celui nenorocit și celui lipsit. Era indiferent. Indiferența este un păcat care trebuie biruit. Să știți că și Domnul Iisus taxează indiferența. Mai multe domenii. Atunci când vorbește despre judecata de apoi, vorbește cuvinte foarte grele despre cei indiferenți. Și le spune blestemaților. Adică cei indiferenți să fie blestemați. Citim în Matei, în capitolul 25, de la versetul 41 în continuare. Apoi va zice celor de la stânga lui, duceți-vă de la mine blestemaților în focul cel veșnic care a fost pregătit diavolului și îngerul lui, căci am fost flământ și nu mi-ați dat să mănânc. Ați fost indiferenți cu mine, cu nevoile celor sărmani. Fiți atenți cum le zice, blestemaților. La ce știi indiferenți? Sunt cuvinte foarte grele. Deci aș vrea păcatul acesta al indiferenței.
Să fie păcatul de care ne dăm seama și de care ne lăsăm și Dumnezeu să ne trezească. Mi-a fost sete și nu mi-ați dat să beau. Am fost străin și nu m-ați primit. Sunt străini care au nevoie de ajutorul nostru. Ce nu ne pasă de tine? Am fost străini. Lui Dumnezeu îi bate inima pentru străini, dragii mei. De aceea mă bucur că biserica noastră a avut grijă și de ucraineni. Unii au găzduit în casele lor, Domnul să vă răsplătească. Contează foarte mult. Cuvintele lui Iisus sunt valabile și astăzi. Am fost străin și m-ați primit. Am fost gol și m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Am fost gol și nu m-ați îmbrăcat. Am fost bolnav și în temniță și n-ați venit pe la mine. Atunci ei vor răspunde și ei, Doamne, când te-am văzut noi flămând sau fiindu-ți sete sau străin sau gol sau bolnav sau în temniță și nu ți-am slujit? Și el drept răspuns le va zice, adevărat vă spun că ori de câte ori n-ați făcut aceste lucruri, unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie nu mi le-ați făcut. Indiferența. Păi ăsta e motivul. Păi de ce nu ai ajutat? De ce n-ai făcut? Sunt indiferent, nu-mi pasă. Asta e ideea. Cuvântul indiferentului, nu-mi pasă de tine. Nu-mi pasă de lucrare, nu-mi pasă de nimic. Trăiesc doar pentru mine și plăcerea mea. Ăsta e trendul nou în societate. Trăiesc pentru plăcerea mea. Trăiesc azi și acum. Nu-mi pasă de alții. Păcatul indiferenței. Am văzut acest domeniu general în păcatul Sodomei. Hai să dăm un alt domeniu, al doilea domeniu unde vedem indiferența. Indiferența față de secerișul spiritual. Spune Iisus în Matei 9:38, rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrătorul la secerișului. Suntem indiferenți la ideea de seceriș, de domn al secerișului. Dragii mei, prezint câteva statistici. Știați că în județul Bihor sunt peste 100 de sate, peste 100 de sate fără biserică penticostală? Câteva sunt în zona metropolitană Oradea, nu? Bihoarea, Betfia, Paleu. Dar în județul Bihor, să fie peste 100 de sate fără nicio biserică penticostală. Să ne rugăm, cel puțin să ne implicăm la nivelul rugăciunii. Doamne, scoate lucrătorul la secerișul tău. Scoate, Doamne! La nivel de România sunt orașe, zeci de orașe și comune de peste 10.000 de locuitori fără nicio biserică. Știți că bisericile au valoare, bisericile sunt centre de lumină. Trebuie în fiecare sat să fie o biserică, chiar dacă e de 5, 10, 15 membri. Lipsesc lucrătorii. De aceea nu trebuie să fim indiferenți față de secerișul spiritual. Vorbim acum de pe planul intern. La nivelul județului. Dar hai să vorbim de secerișul spiritual pe planul extern. Zice, rugați dar, zice Iisus, rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători pentru secerișul lui. Rar ne rugăm noi rugăciunea asta, suntem indiferenți. Dar e adevărat, e bine că ne rugăm pentru bolnavi. E bine că ne rugăm pentru mâncare, foarte bine. Dar să nu neglijăm ce a zis Iisus, rugați pe Domnul secerișului să scoate lucrătorul secerișului. Suntem indiferenți față de această cerere la Iisus. Pe plan extern, Joshua Project spune că peste 3 miliarde de oameni vin din etnii, grupuri etnice neevangelizate. Există țări care nu există nicio biserică creștină sau foarte puține. De exemplu, în Afganistan. Nu există nicio biserică creștină în mod legal. Ultima a fost demolată în 1974. O țară întreagă fără nicio biserică. George Găvruș, prezbiter la Biserica din Satul Mare, a fost fratele Victor Opriș, a plecat misionar în Afganistan, a fost model pentru generația lui. După el sunt 10 de misionari deja și asta e un lucru foarte bun. George Găvruș s-a dus în Kandahar. Știți cine locuia în Kandahar când era George Găvruș acolo? Osama Ben Laden. A fost în același oraș cu Osama Ben Laden. Și a făcut evangelizare, categoric, nu putea decât în subteran. De la om la om. Și a avut grup de credincioși. Mai târziu a ajuns directorul unui spital din Kabul. Dar după ce mai mulți au fost uciși din spital, a trebuit să-l să plece de acolo. El avea părinți în America. Putea foarte bine în America să stau acolo. Bine, mersi!
Și zicea George, care e un model pentru generația noastră, zicea Gavruș, cel mai sigur loc din lume, știți unde e? Unde mă vrea Dumnezeu. Să că Dumnezeu l-a vrut în Afganistan, unde era Osama Bin Laden, unde au talibanii la conducere. Dumnezeu se ridice lucrător și din elevii liceului. Sunt deja păstori lucrători care sunt din foștii noștri elevi și suntem mulțumitori pentru asta. Doamne, scoate lucrătorul la secerișul Tău. Atât pe plan intern cât și pe plan extern. Lucrător nu înseamnă să fie neapărat pastor. Mă uit și noi o misionară pe Simona Caba în Mozambic. Știți, unii prezintă rapoarte umflate. La Simona au avut mai multe fapte decât apare în rapoarte. Ființat centre de copii, de copii musulmani, care s-au întors la Domnul și au adus și părinții. Trebuie să nu fim indiferenți față de secerișul, marele secerișul al lui Dumnezeu. Sunt foarte bune programele din biserică, dar inima noastră trebuie să ardă. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoată lucrători la secerișului. Și rugați-vă ca și dintre ei, Dumnezeu să scoată lucrători. Oameni pe care să-i folosească. Al treilea domeniu în care vreau să arăt acest păcat al indiferenței este indiferența la iubire. Dacă ne uităm în pildă samaritanului milostiv, vedem că erau oameni religioși care au fost indiferenți să-și iubească semenul care era în comă. Preotul a trecut pe acolo, omul era în comă, l-a lăsat în pace. Levitul a trecut pe acolo, omul care era în comă l-a lăsat în pace. A venit un samaritan care a sacrificat din unde lemnului, din vinului, ca să le ridice pe acest om. Această indiferență la iubire, astăzi, este motivată și de ce spune în Matei. Din pricina fără de legii, dragostea celor mai mulți se va răci. Păcatul stinge iubirea. Păcatul ne face indiferenți la iubire. Indiferenți la iubirea de Dumnezeu și indiferenți la iubirea de oameni. Deși este un mare avertisment în 1 Corinteni 13. Extraordinar de mare avertisment. Pot să fac orice. Dacă n-am iubire, sunt nimic. Un mare zero, conform 1 Corinteni. Pot să prorocesc. Pot să-mi dau trupul să fie martir. Pot să-mi dau banii pentru cei săraci. Dar dacă nu iubesc, sunt nimic. Pot să vorbesc în alte limbi. Dacă nu iubesc, sunt doar rămas în strunătare sau în chinval zângănitor. Deci Pavel așa mare accent pune, nu fiți indiferenți la iubire. Era o biserică indiferentă, biserica din Efes, era indiferentă la dragostea din tâi. Mergeau strună, erau foarte atenți la doctrină. Dar știți ce reproșează Iisus? Sunteți indiferenți la iubire. Trebuie să vă întoarceți înapoi la dragostea din tâi. Această indiferență față de iubire se vede în gândire, se vede în vorbire, se vede în faptă. Această indiferență în iubire se vede în iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni. Ne-am plictisit să mai iubim oamenii. Suntem plictisiți să mai iubim oamenii. Suntem plictisiți să mai iubim pe Dumnezeu. Preferăm programele religioase. Așa era biserica din Efes. S-a plictisit să iubească pe Dumnezeu. S-a plictisit să mai iubească pe oameni. Doctrină curată, nu? Minciuna demascată în biserică, dar Iisus reproșează, sunteți indiferenți la iubire. Și dacă nu vă pocăiți, vă voi lua sfeșnicul. Voi lua măsuri împotriva voastră. Hristos ia măsuri împotriva indiferenței la iubire. Acest păcat al indiferenței, păcatul major al Sodomei, nu? Că e pe listă, pe primul loc. Se înfiripează între noi, în mintea noastră, în ființa noastră. Și fie astăzi să ne dea Domnul iertare de păcatul indiferenței. Să ne dea biruință asupra păcatului indiferenței. În orice domeniu ar fi indiferența, să avem biruință asupra acestui păcat. Un alt domeniu în care trebuie să luptăm cu indiferența este domeniul acesta. Indiferența la Iisus am numit-o. Să fii indiferent la Iisus. Biserica din Laodiceea era indiferentă la Iisus. Fiți atenți, e vorba de o biserică primară. Cele 7 biserici din Apocalipsa sunt biserici din Asia Mică, din Turcia de astăzi. Reprezintă 7 tipuri de biserici care coexistă în toate secolele. Biserica de Laodiceea se credea bogată. Credea că e bine. Știți ce reproșează Iisus la bisericii din Laodiceea? Vorbim, repet, nu vorbim de biserici tradiționale, vorbim de biserica primară. Știți ce reproșează? Iisus e la ușă. Iisus nu e înăuntru.
Iisus e la ușa bisericii și zice, iată, eu stau la ușă și bat, dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa. Și zice Iisus, nu știi că ești sărac, orb, ticălos, gol. Dar ei ziceau, sunt bine, sunt bogat, am de toate. Ei erau indiferenți la Iisus. Nu era Iisus în centrul bisericii, nu erau cristocentrici. Noi trebuie să avem o viață cristocentrică, Hristos să fie totul în noi. Hristos este capul bisericii. Hristos trebuie să fie prioritatea vieții noastre. Hristos în voi, nădejdea slavei. Noi trebuie să fim legați de Hristos. Cum spune Pavel în Galateni 3:20? Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Și nu mai trăiesc eu. Cine trăiește în mine? Hristos! Noi trebuie să fim îmbibați de Hristos. Biserica din Laodiceea era indiferentă la Iisus Hristos. Biserică primară, repet. Și Iisus, dacă nu te întorci, voi lua sfeșnicul. Poate fi biserica primară indiferentă la Hristos, poate fi. Și dacă biserica poate fi, poate fi și biserica contemporană. Noi trebuie să lăsăm pe Hristos să domnească. Hristos vrea să fie Domn. Indiferența aceasta la Iisus se poate birui la nivelul gândurilor începând. Și spune Pavel, orice gând să-l facem rob ascultării de Hristos. Gândurile noastre să fie supuse lui Hristos. De aici începe această luptă contra indiferenței la Iisus. Gândirea mea să fie supusă lui Iisus Hristos. Este gândirea ta supusă lui Iisus Hristos? Sau nu este gândirea ta? Apoi vorbirea ta. Apoi faptele tale. Noi trebuie să fim cristocentrici. Dumnezeu să ne ajute. Să nu fim indiferenți la Iisus. Păcatul indiferenței este păcatul reproșat Sodomei. Nu-ți păsa de nimeni. Doar de tine îți păsa. Nu-ți pasă de secerișul spiritual, nu-ți pasă de iubire, nu-ți pasă de Iisus. Un alt domeniu al indiferenței, unde trebuie să biruim, este indiferența la binecuvântare. Nu le pasă la unii binecuvântarea. Vedem că Esau, și-a vândut dreptul de întâi născut, practic și-a vândut binecuvântarea pentru un blid de linte. Spune în Evrei că mai târziu, nu? Ar fi vrut. Dar era prea târziu. Este ușă de timp în care dacă pierzi binecuvântare, nu mai primești înapoi niciodată. Indiferent la binecuvântare. Nu ne pasă de binecuvântare. Nu ne pasă de binecuvântare Dumnezeu. Eu cu forțele mele, eu rezolv toate lucrurile. N-am nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Dragii mei, avem nevoie de binecuvântarea lui Dumnezeu. Avem nevoie. Și aceea a fost foarte importantă rugăciunea de a-i binecuvânta. Noi credem în puterea binecuvântării. Iacov, o noapte întreagă s-a luptat cu îngerul. Și știți ce a vrut Iacov după o noapte de rugăciune? Binecuvântare. Avem această dorință a lui Iacov în noi? Vrem noi binecuvântarea lui Dumnezeu peste viețile noastre, peste casele noastre, peste bisericile noastre? Plângem noi după binecuvântare? Nu trebuie să fim indiferenți la binecuvântare. Prea mult ne axăm doar pe noi înșine, puterile noastre, modul cum ne rezolvăm. Și nu ne pasă de binecuvântarea lui Dumnezeu. A fost un om pe nume Iaiebeț. Numele lui înseamnă trist. Și Iaiebeț a strigat la Dumnezeul Israel. Și ce a cerut de la Dumnezeu? O, de mai binecuvânta. A strigat după binecuvântare. Și Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Mai târziu vedem în Scriptură că o cetate de cărturare a purtat numele lui Iaiebeț. A devenit un om al cuvântului. Să căutăm în viața noastră binecuvântarea lui Dumnezeu. Să avem acest spirit al lui Iacov. Să plângem, să strigăm după binecuvântare. Dragi elevi, e vremea în care să strigați și voi după binecuvântarea lui Dumnezeu. Să cereți ca Dumnezeu să vă binecuvânteze pe voi. Școala, casa, familia, țara în care trăim. Și când este acest strigăt continuu după binecuvântare, Dumnezeu va face ce a făcut cu Iaiebeț. Și ce a făcut Iaiebeț? Îmi place foarte mult ce scrie acolo. Dumnezeu i-a dat ce ceruse. Adică Dumnezeu a răspuns la ce strigă după binecuvântare. Nu trebuie să fim indiferent. Esau a fost indiferent la binecuvântare. Esau a vrut doar acum poftele lui. Atât. Nu-mi pasă de binecuvântare. Acum și aici să-mi trăiesc după poftele mele. Dar Dumnezeu vrea să fim oameni care să biruim această indiferență. Un alt domeniu de indiferență este rugăciunea. Zice Iisus ucenicilor în Luca 22, pentru ce dormiți? Sculați-vă și rugați-vă ca să nu cădeți în ispită. În Isaia 43:22 ni se spune, și tu nu m-ai chemat, Iacove, căci te-ai obosit de mine, Israele. Nu m-ai chemat, te-ai obosit de mine. Această indiferență de rugăciune o putem verifica. Dragii mei, rugăciunea trebuie să avem în odăița,
și în comun cu alții. Cum stăm cu rugăciunea îndoiță? Zice Domnul Iisus în predică de munte, nu? Intră în îndoița ta, încuie ușa, nu? Și roagă-te tatălui tău care vede nascuns și tatăl tău care îți va răsplăti. Mai avem timpul de odoiță? Nu cumva suntem indiferenți la această formă de rugăciune când suntem numai noi cu Dumnezeu? Rugăciunea cu alții. Când ne rugăm împreună. Este vremea să ne întoarcem, să nu mai fim indiferenți la rugăciune. Rugăciune este putere. Primii creștini se rugau. Primii creștini strigau către Dumnezeu. Vedem că în perioada de la înălțare până la Rusalii, 10 zile s-au rugat intens până a venit ziua de Rusalii și au fost îmbrăcați cu putere de sus. Trebuie să ne rugăm să fim îmbrăcați cu putere de sus. Vrim vremuri grele. Ești îmbrăcat cu putere de sus pentru vremurile grele? Sau vei fi dobărât la primul val? Sau vei fi dobărât la prima încercare? Pentru că dacă nu ești îmbrăcat cu putere de sus, ești ușor de dobărât. Rugăciunea ne ajută să ne îmbrăcăm cu putere de sus. Să nu fim indiferenți la rugăciune. Rugăciunea în rădăiță și rugăciunea împreună cu alții. Vei spune, da, m-am rugat și Dumnezeu nu m-a ascultat. Nu mă mai rog. Așa zic unii. Știi că Dumnezeu nu l-a ascultat nici pe Iisus? Când s-a rugat Iisus în Ghețimane să se îndepărteze paharul, nu l-a ascultat nici pe Iisus. Știi că Dumnezeu nu l-a ascultat nici pe Pavel? Pavel s-a rugat de 3 ori să se ia țepușul și nu a fost luat țepușul. Deci faptul că sunt rugăciuni ascultate și alții au avut, Iisus, Pavel, nu înseamnă că te oprești din rugăciune. Continui să te rogi. Iar unde Dumnezeu zice, nu te oprești. Nu trebuie să fie acesta un motiv, faptul că Dumnezeu nu mi-a ascultat anumite rugăciuni, eu nu mă mai rog. Că este această rebeliune. Nu m-a ascultat Dumnezeu. Atunci nu mă mai rog. Să nu fim indiferenți la rugăciune. Dumnezeu să ne dea o rugăciune în clocote. Dumnezeu să ne aprindă în rugăciune. Să fim oameni rugativi. Să lăsăm deoparte aceste lamentații. Dumnezeu nu mă ascultă, de aceea nu mă rog. Să nu fim indiferenți, să biruim păcatul indiferenței. E păcatul Sodomei, e păcat strigător la cer indiferența. Nu-i ceva care trebuie mușamalizat, nu! Noi trebuie să ne împotrivim la indiferență. La indiferență în diverse domenii unde Dumnezeu ne vrea implicați, ne vrea activi. Nu indiferenți! Pentru că încet, dacă se lasă peste tine duhul de indiferență, încet te îndepărtezi de Dumnezeu. Indiferența te îndepărtează de Dumnezeu, te îndepărtează de biserică. Chiar dacă vii la program, inima ta e îndepărtată, inima ta e indiferentă. Și dacă sunt inimi indiferente în sală, în această seară, Dumnezeu să trezească aceste inimi. Să ne dea inimi interesate de Domnul. Inimi interesate de secerișul spiritual, inimi interesate de iubire, inimi interesate de Iisus, inimi interesate de rugăciune, nu inimi indiferente. Inima indiferentă, la ora actuală, inima europeanului. Pentru că Europa e continentul cel mai indiferent față de Dumnezeu. Locul 1, Europa. Alte continente ne iau înainte, Africa, Asia, America Latină, sunt foarte atenți la Iisus. Sunt tot mai mult și încet. Puterea creștinismului se mută din nordul global în sudul global. De-aia aș vrea ca viața noastră să nu se caracterizeze prin indiferență. Un alt domeniu de indiferență este indiferența, am numit-o la fericirea cetății. În Ieremia 29:7 avem un îndemn interesant. Urmăriți binele cetății în care v-am dus în robie și rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei. E valabil și astăzi. Dumnezeu ne îndeamnă să urmărim binele Oradiei. Să ne pese de municipiul nostru, dragii mei. Și mai mult decât atât, spune, rugați-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericire. Deci este o interdependență. Dacă nu este apă caldă, nici pentru pocăiți nu este, nu? Dacă nu merg bine lucrurile în oraș, nici pentru tine nu merg bine. Indiferență față de cetate. Deci am făcut un ghetou, nu îmi pasă de cetate, ei, mărșăvie, diavolul. Ba, nu. Ieremia spune altceva. Urmărește binele cetății. Roagă-te pentru cetate. Fericirea ta depinde. Nu trebuie să fii indiferent față de cetate. De aceea rugăciunea noastră trebuie să fie primarul Oradiei. Viceprimarii Oradiei. Consilierii. Proiectele municipiului, dragii mei. Asta este învățătura profetului Ieremia.
Nu fiți indiferenți față de binele cetății, să vă peste de cetate, rugați-vă, repet versetul, rugați-vă Domnului pentru ea. Wow, dar eu nu știam că trebuie să mă rog pentru Oradea. Iar ceilalți unde sunteți? În comunele voastre, orașele voastre. Rugați-vă Domnului pentru ea. E valabil în Noul Testament. Nu s-a anulat. Rugați-vă Domnului pentru Oradea. Rugați-vă că proiectele începute, șantierele să se finalizeze. Au crescut prețul la materialele de construcții. Unele proiecte sunt blocate. Să dea Domnul înțelepciune la administrator, la manageri. Cum să facă față la aceste creșteri de preț, cum să facă față la provocările crizei energetice, că e mare problemă. Cum ne descurcăm? Că am început acum 2 ani un proiect și acum prețul a crescut astronomic. Știi, dacă tu zici, Doamne, acelor oameni dă-le înțelepciunea ta. Doamne, atinge-te de ei. Că așa mă învață prorocul Ieremia, să mă rog pentru cetatea mea, să mă rog pentru binele ei, să nu fiu indiferent. Noi nu avem scuza asta, doar biserică, biserică, nu! Biserică și spațiu public. Trebuie să ne implicăm în biserică și în spațiu public. Iar în spațiu public, dacă nu poți cu altceva, măcar cu rugăciunea ta. Prorocul Ieremia zice, rugați-vă pentru ea. Poate unii nici măcar nu știți numele primarului. Destul de rău. Măcar numele să știi. Dacă nu știi, roagă-te așa. Doamne, primarul Radu. Dragii mei, indiferența față de binele cetății, trebuie să oprim și trebuie să ne pese de cetatea în care suntem. Trebuie să simte inima noastră. Trebuie să fie pocăiții primii care luptă pentru orașul lor. Amin? Primii! Și ultimul domeniu la care vreau să mă opresc este indiferența la răstignirea firii pământești. Galateni 5:24 spune în felul următor, că cei ce sunt ai lui Hristos și-au răstignit firea pământească împreună cu patimile și poftele ei. Unii sunt indiferenți la răstignire, ideea să-și răstignească poftele, se lasă duși de valul poftelor. Și întreb, de ce ai păcătuit? Păi mi-a fost poftă. De ce ai păcătuit? Păi patimile mele. Dragii mei, nu trebuie să fim indiferenți la aceste pofte. Ne trebuie să răstignim aceste pofte. E învățătura biblică. Până murim, vei avea patim și pofte. Repet, până mori. Și la 100 de ani ai patim și pofte. E adevărat că diferite. Ai poftele tinereții la 100 de ani, alt tip de pofte și patimi. Dar nu trebuie să fim indiferenți la aceste lucruri. Noi trebuie să ne răstignim. Fiți atenți, nu îngerul Gabriel ne răstignește poftele și patimile. Nu arhanghelul Mihail, nu înger trimiși din cer. Biblia spune, eu trebuie să-mi răstignesc poftele și patimile. E datoria mea. Nu trebuie să fiu indiferent cu aceste pofte. Nu trebuie să mă las mânat de aceste pofte. Nu trebuie să fiu condus de aceste pofte. Eu trebuie să le răstignesc. Nu trebuie să fiu indiferent la aceste lucruri. Și în încheiere vreau să repet ce demască Ezechiel. Demască indiferența Sodomei. Și cu asta începe lista de păcate. Desfrâul pe locul 2, indiferența pe locul 1. Dumnezeu să ne ierte indiferențele noastre. Și să fim oameni care, începând din această seară, sunt mai atenți la lucrurile la care vrea Dumnezeu să fim atenți. Care sunt implicați în lucrurile în care Dumnezeu vrea să fim implicați. Să nu spună și despre noi, dragii mei, să nu spună ce a zis despre Sodoma. Indiferență, nu-ți pasă de nimeni și de nimic. Și știi ce să spună despre tine și despre mine? Uite un om care nu este indiferent. Știți ce zice Iisus la cei care nu sunt indiferenți în Matei 25? Cei care au avut grijă la flămânzi, le-au dat de mâncare, pe goi i-au îmbrăcat, pe străini l-au primit. La cei care n-au făcut asta, le zice blestemaților. La cei care au făcut asta, știi ce le zice Iisus? Binecuvântați. Să fiți binecuvântați. Omul care nu e indiferent e binecuvântat de Dumnezeu. Omul care e indiferent se apropie de această etichetare blestemaților. Eu nu vreau niciunul să primească această etichetare, dar în Matei 25 vor fi unii care o vor primi. Cei indiferenți o vor primi. Aș vrea să zică Dumnezeu despre noi, binecuvântați. Voi sunteți binecuvântații mei. N-ați fost indiferenți. În voi nu s-a găsit păcatul Sodomei. În voi nu s-a găsit acest păcat mărșav al Sodomei. În voi nu s-a găsit indiferență. V-a păsat. Ați avut inima în clocot pentru Iisus, pentru lucrarea lui Iisus, pentru semenii voștri. Doamne ajută. Amin.